Lora și Ionuț nu sunt unul dintre cele mai longevive cupluri. Au trecut împreună prin multe încercări și au depășit toate dificultățile. În ultima vreme, au existat zvonuri că Lora și Ionuț nu s-ar fi despărțit. Mulți oameni și-au exprimat opiniile pe această temă, dar adevărul nu poate fi decât la ei. Lora a dezvăluit ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Fiecare concepe cât de mult poate. Unii oameni înțeleg că fiecare este diferit și că fiecare trăiește cu propria poveste, în timp ce alții nu înțeleg că ei înșiși trăiesc cu atât mai puțin pot judeca adevărul din relațiile cu ceilalți. În politica iubirii, două legi sunt obligatorii, reciprocitatea și consecvența. În restul timpului, sunteți liberi să vă folosiți imaginația. În această viață, nimeni nu este obligat să rămână acolo unde nu este iubit. Oamenii care te iubesc cu adevărat îți vor spune ce simt, îți vor strânge mâna și vor merge mai departe, dar nu te vor forța niciodată să faci acest lucru și nu se vor răzbuna. Eu și eu nu ți-am avut multe de învățat și obstacole de depășit chiar dacă suntem împreună aproape non-stop de atât de mult timp, încă mai învățăm. Nu suntem chiar gemeni siamezi și de obicei, este în regulă să avem programe diferite. Este normal să petrecem timp separat de prietenii noștri și să facem diferite activități. Pentru mine, este de asemenea esențial să petrec timp singură. Acest lucru mi permite să mi pun ordine în gânduri. Îmi place cine sunt acum, a spus Laura.